3 mai. Într-o împărăția ta, pomenește-ne pe noi, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Pomenirea sfinților muceniști Timotei și Mavra. Viața și destinul acestor doi mari și minunați muceniști, soț și soție, este cu adevărat uimitoare. Din cauza credinței lor creștine, ei au fost aduși înaintea lui Arianus, guvernatorul Tebaidei, în timpul împărăției lui Diocletian. Aceasta s-a întâmplat la 20 de zile după cununia lor. Timotei era citez la biserica locului în care trăiau. Guvernatorul l-a întrebat: cine ești? Care ți este numele? La acestea, Timotei a răspuns: eu sunt creștin și sunt citez în biserica lui Dumnezeu. Guvernatorul a continuat: oare nu vezi aceste instrumente de tortură așezate în jurul tău și care te așteaptă? Timotei a răspuns: dar tu nu vezi toți îngerii lui Dumnezeu care în jurul meu sunt și mă întăresc? Guvernatorul a poruncit unui chinuitor să-i străpungă capul prin urechi cu o vergea de fier, iar de durere ochii mucenicului au ieșit în afară. După aceea l-a spânzurat cu capul în jos, băgându-i în gură un căluș de lemn. Mavra, care se afla lângă el, era aproape caleșinată de spaima torturilor lui, dar văzându-l pe soțul ei că nu se sperie, ci chiar el o încurajează, ea a pășit înaintea judecătorului mărturisindu-și cu glas mare credința. Guvernatorul a pus să-i se smulgă femeii perii capului, iar apoi degetele mâinilor, după multe alte torturi bestiale din care ar fi pierit chiar de la început dacă nu i-ar fi apărat harul lui Dumnezeu. Ei au fost răstigniți față în față. Ei au stat astfel răstigniți păstrându-și viața timp de 9 zile. În tot acest timp au grăit unul cu altul, întărindu-se. În ziua a 10-a a răstignirii lor, ei și-au dat sufletele în mâinile stăpânului lor, pentru care până la capăt moartea pe cruce au îndurat, făcându-se vrednici împărăției lui. Ei au luat cu cinste mucenicia pentru Hristos în anul 286. Pomenirea Sfântului Preacuvios Teodosie de la Lavra Peșterilor din Kiev. Încă din tinerețele lui, Teodosie a urât râsul și ușurătatea și a iubit mult singurătatea, rugăciunea și cugetările dumnezeiești. Pentru aceasta el era de multe ori ocărât de maica lui și mai mult decât ori când într-o zi, când a băgat de seamă că fiul ei este încins cu un lanț în jurul mijlocului pe sub haine, care de la rană îi pătase cu sânge cămașa. Citind într-o bună zi în Sfânta Scriptură cuvintele: cela ce iubește pe tatăl sau pe mama mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine, Matei 10:37, Teodosie a părăsit casa părinților lui și a scăpat de la mănăstirea peșterilor din Kiev ca să afle sfat de la preacuviosul Antonie. Preacuviosul l-a primit și la scurt timp după aceea l-a tuns monah. Când maica lui l-a aflat și i-a cerut să se întoarcă acasă, el a sfătuit-o mult și a convins-o să primească călugăria, lucru pe care maica l-a și făcut, intrând într-o mănăstire de femei. Teodosie repede a ajuns pildă tuturor fraților întru toate nevoințele, postiri, blândețe, bunătate, făcându-se pentru aceasta foarte iubit de starețul Antonie, care l-a și așezat egumen mănăstirii. În timpul egumeniei lui Teodosie, frăția mănăstirii a sporit foarte mult, astfel încât s-au zidit multe chilii și multe biserici în mănăstirea Pecerska, introducându-se pe de-a întregul pravila mănăstirii studiților din Constantinopol. Dumnezeu a vărsat asupra lui Teodosie har din belșug, datorită marii lui feciorelnicii curate și jertfitoare, marii lui râfne pentru rugăciune, marii lui iubiri pentru toți frații și tot omul. Astfel, acest bărbat al lui Dumnezeu a luat puterea asupra duhurilor necurate și a început să vindece bolile oamenilor, prorocind despre mulți împreună cu Sfântul Antonie. Sfântul acesta preacuvios Teodosie era considerat întemeietorul și organizatorul vieții monahale în Rusia. Sfântul Teodosie a adormit cu pace la anul 1074. Sfintele lui moaște făcătoare de minuni se odihnesc alături de cele ale părintelui lui duhovnicesc Antonie. Cucetare. Ava Ioan cel Pitic i-a întrebat pe frați: cine l-a vândut pre Iosif? Și un frate a răspuns și a zis: frații lui. Iar bătrânul a zis: nu frații lui, ci smerenia lui. Căci Iosif ar fi putut zice că fratele lor este, ar fi putut să strige, să se împotrivească, dar el a rămas tăcut. Deci cu adevărat smerenia lui l-a vândut.
iar după aceea smerenia lui stăpân al Egiptului l-a făcut. Pe când noi ne apărăm tot timpul de greutățile cele exterioare trimise nouă de către Dumnezeu sau de El îngăduite, cărora ar trebui de fapt să ne predăm, adică să le îndurăm cu mulțumire și fără murmur, supunându-ne voii Domnului. De aceea și pierdem roadele bogate pe care le-am putea câștiga dacă am îndurat greutățile cu smerenie și până la capăt. Avapimen zice cu mare înțelepciune: noi am lepădat jugul cel blând și sarcina cea ușoară, adică certarea de sine, și ne-am luat asupra-ne jugul cel greu și sarcina greu de purtat a îndreptățirii de sine. Dar creștinul cel adevărat știe să accepte orice greutate sau dificultate a vieții ca plată pentru păcatele de acum sau de demult, căutând în toate să împlinească cu credință voia Domnului și așteptând cu nădejde răsplătirile cele de la sfârșit. Luarea aminte. Să luăm aminte la Domnul Hristos, Cel care s-a înălțat la cer, la cum El și-a început lucrarea sa mântuitoare pe pământ ca un lucrător obișnuit și smerit, la cum El și-a desăvârșit lucrarea sa mântuitoare pe pământ prin slăvită și minunata sa înălțare la ceruri. Predică despre cum se vor rușina închinătorii la idoli. Cum furul, când este prins, se rușinează, așa se va rușina și casa lui Israel și poporul și regii lui și căpeteniile lui și prorocii lui și preoții lui, căci au zis lemnului: Tu ești tatăl meu, și pietre i-au grăit, Tu m-ai născut, și nu și-au întors spre mine fața, ci spatele, iar la vreme de nevoie vor zice: Scoală-te și ne izbăvește. Ieremia 2:26-27. Cu adevărat, cu toții se vor rușina, fraților, cei care nu văd dincolo de lemn și de piatră și care în ignoranța lor spun că omul este făcut numai din materii vegetale și minerale și deci împărtășește soarta vegetalelor și mineralelor. Ei stau întorși cu spatele la ziditor și nu sunt în stare să vadă nimic altceva decât zidirea, uitându-l pe ziditorul și zicând că nici nu există nimic decât zidirea, că eventual ea e ziditorul. Ei zic că natura a creat și a dat naștere omului și că de aceea omul trebuie să-i supună ei, fiind mai mic decât ea, un sclav care se ține de poalele naturii, o verigă oarecare, sclavă lanțului naturii și un mort în groapa tuturor morților naturii. Toți aceștia care vorbesc și gândesc astfel sunt dați de rușine, atunci când în ceasul de cumpănă al necazurilor vieții încep să strige către Dumnezeu: Scoală-te și ne izbăvește. Dar de ce strigă ei către Dumnezeu: Scoală-te, ca și când Dumnezeu ar dormi? Căci Dumnezeu nu stă niciodată lungit, ci veșnic în picioare, veșnic în picioare și gata să vină în ajutorul lor și cu îl cheamă, cu umilință și cu credință în ajutorul lui. Dar cei care sunt înamorați de lemn și de piatră și care nu nădăjduiesc niciodată decât în propriile lor forțe, în propriul lor ajutor, aceștia l-au alungat din viețile lor, dărâmând locul de cinste din inimile lor pe care trebuia să șadă el. Și aceștia mai îndrăznesc totuși să strige la vremea necazului: Scoală-te! Dar Domnul este blând, El se scoală și vine în ajutor oricărui om care se pocăiește. Să se pocăiască păcătosul cu adevărat și, aruncând departe dragostea lui de păcate, să se întoarcă la Dumnezeu cu iubire, iar Domnul îi va ajuta lui. Să se întoarcă cu spatele la lemnul cel mort și la piatra cea nesimțitoare, iar cu fața să se întoarcă către Dumnezeu cel viu, iar Domnul cel pururea viu îl va mântui. Căci atotputernicul nu este răzbunător, nici a zidit el vreodată omul pentru moarte, ci l-a zidit pentru viață. O, fraților, să nu căutăm prostește ajutorul la cele neajutorate și nici viața la cele neînsuflețite, ci să ne întoarcem cu capetele către Făcătorul cel viu, care le ne-a dăruit nouă o față mult mai strălucitoare decât a dăruit feței pământului. Să ne întoarcem de la întunericul soarelui apune către lumina soarelui răsare, căci aceasta este calea mântuirii. Dar să ne grăbim, fraților, mai înainte ca să ne ajungă ceasul când lumina ultimei noastre zile pe acest pământ se va cufunda în întunericul apusului. O, Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, care le te-ai înălțat la ceruri, înalță într-acolo și mințile noastre și le curățește pe ele și le despovărează pe ele de greutatea pământului. O, purtătorule de lumină, Doamne, că-ți ție se cuvină toată slava și mulțumita în veci. Amin.